Și drumul la camera n-am dat. Bună seara, sunt cu prietenul Andrei. Tocmai a terminat și el clasa 10. Ai terminat sau ești pe curs de terminare? Am terminat. Ai terminat la 10, da? Da. Foarte bine, mă bucur. Suntem la o muscărelă. La barajul Golești. Este ora 17:20 aproximativ. Am cu plumbul și cu musculițe artificiale. Una, două, la teste, la control. La asta mare nu-l lăsa, știi? La gâșganile astea lui. Încerca și una galbenă. Am cu portocaliu. Hai, Andrei, să te învăț meserie, uite. Ia uite câtă bibană au luat, băițe. Ușor, ușor, că-i rup gura. Ia uite, bă, și eu ziceam că nu știe să prindă pește. Și ia numai bucăți de bucăți. Mai bucăți de bucăți. Azi încât e 16? Da. Pe data de 16 iunie 2015. Dă-mi locul, eu de-aia. Mai glumești el, nu iai toate alea în seama. Hai, șeful, ce faci acolo? Hai că ești în direct, ia să vedem ce văd telespectatorii. Pune mâna pe pește, așa. Hai să-mi dai și noi. Gata, să aplicăm și noi stilul Smuls aici. Bună seara. Băi, George, băi, ieși băi din cadru, George, băi. Da. Nu, mă, nu te filmez, te filmez pești, mă. Uite, camera e în jos. Fără filmări, că avem infractori. Salutare! Nu, mă, că dă normal la muște, gen. Camera vede în jos. După tine filmez. Ai văzut că trage bioan la muscă? Să trăiești, să trăiești. Te-a salutat, te doare la bască. Nu știu, n-am auzit nimic, n-am văzut. Nu mai aud cu urechea stângă. Mă scuzi. Eu n-am auzit, n-au cu urechea stângă, am probleme cu auz. Ține o lecă, ține bățul meu. Sunt cu un ucenic aici, uite-l, țin după mine să-l învăț. Nu, fii atent. Fii atent, uite-te la mine. Dau, da? Cât pot? Las, 1, 2, 3, 4, 5. Pun pic capul. Și încep și juc, fii atent. Ai înțeles? Încep și joacă gâșgănile. Din închietură. Trebuie să faci antrenamente cu închietură, cu gantere de alea. Ai închietura puternică, știi că... Dacă lucrezi prea sus, o lași o leacă mai jos. Înțeleg? Ca așa se învață meseria. Hai să vedem unde au lucrat muștele. A, uite-le. E, la un metru soapă. Nu le ia nimeni pe asta. Nici obiți. Dă-mi de nou. Lăsăm mai jos plumb. Am dat mai tare. S-a dus tot firul, uite-l. Da. Bă, l-ai prins, vine, l-ai prins. E tot din asta. Tu l-am prins? Da. Aștept să mai coboare. O să-l lași în zona fundului, că acolo ești departe de structură. L-am lăsat mult mai jos. Și atunci încerc să joc mai viu, așa. Deci ăsta e stil. Ia uite-l, mă, ce dă bibanul la muscă, mă, la muscă, mă. Îți place? Da. Doamnelor și domnilor, primul biban ucenicul Andrei este aici, așa, ochi și urechi. Ochi și urechi pe data de 16. Să vedem marfa, marfa ne interesează. Hop, 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 hop. Hai pe dreapta, că George nu vrea să fie filmat. Hai, vine aici. Monstrule, ți-a plăcut, monstrule? Cum e, George? Crezi că te descurci? Închietura. Da. Asta e al tău. Luați-mi asta. Nu, eu e al tău, că e cu bățul tău. Înțeleg? Să ne înțelegem, mă. Uite. Per bățul și îți doresc un fir foarte întins ca să dai înțepături. Așa, George.
Să vedem ce ai învățat din ce ți-am spus eu. Uite, mă dau mai încoasă, nu te încurc. Gârciule, nu mai deranja tu camera asta. Așa, mă, George, ia, mă, să vedem. Că am și uitat și eu cum arată un biban la muscă. Uite-l, bă, cât mi-era lumea mai dragă, mă sună telefonul. Dar dă-i mai vioi, nu... Gândește-te că... Așa, bă, ăsta e cu ea în gură. Și când e cu ea în gură, ce trebuie să dai? Dai înțepătura. Dai înțepătura. Alo? Să trăiți și dumneavoastră. Cu cine avem onoarea? A, Vali, ei, tot mi-ai luat un biban la muscă. Învățam pe ucenicul aici cum să... Cum se prinde bibanul la golești. Mâncă bibanul la muscă la golești. Păi uite-te, mă, la filme, că nu trebuie să ai atacuri tu. Vino cu asta, te învăț eu ca să ai atacuri. Uite la filmul după data de 10, după 11, după 12, după 14. Am luat destul eu. De seară îți bag 30 de filme să vezi ce le-am făcut eu. După ce îi vezi filmele, am fost la rece. Și eu am făcut super treabă. Cu muștele. Da, eu am dat mai încoa. Da, da, am auzit. Eu am dat mai încoa. A, știu că pe Wobbler trage bine. Dar puteai să pui și două muște atașate la 40 una de alta. Aha. Da, e bine. Da. Da, sigur că da. Da, da. Da, îmi dă că să fac filme. La râu îmi place foarte mult. Da, nu se ia pește, să știi. Eu vreau în două săptămâni, păi spui unde e peștele. Peștele e pe râu la Alexandria. Mă duc eu acolo să ies crap și carasi. E râu plin, fierbe apa, sare pe mal, dă-i încolo. S-a luat, dar dacă te duc în zonele unde mă duce ăla pe mine, dacă dintr-un singur loc luam 2 clen, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, într-un singur loc, mă, n-ai să vezi așa. Mar, da. Băi, Gabi, lasă-mă telefonul, dă-și de două muște. Avem doar linii la 10 lei, George. Du-te la 10 lei? Da. Sau două la 15, fără plumb. Stai că sunt la negociere cu unii. Două muște, nu mai fi altă. N-am muște la mine. Bine, Gabi. George, n-am decât. Da. Da, Vali. Da, da, da. Bine, mulțumesc, Vali. Serviciu ușor. Pa, pa, pa. George, te ajutam, dar n-am deloc numai linii făcute pentru client. Ți-a scăpat? Da. Păi nu-i mai scăpa, mă. De... Auzi? Tu nu te grăbi să le scoți. Joacă pe loc, joacă pe loc, ca lume. Cum să scape? Tu-ți dai seama cu ce băzi dai tu acolo? Care a mâncat bibani săptămâna asta, dar rupt. I-a mâncat pe pâine așa bibani. Să scap tu cu ăla. Joc pe loc, uite. Mici și dese cheamă la succese. Mă vezi că mă grăbesc, eu las puțin scoboare, dau înțepături pe loc, pe loc. Că prostul apucă în gură, înțelegi? Tu trebuie să te sincronizezi. Ia uite-l. Și mai las, controlez ca să ducă și ăla la nivel, așa. Da. Eu mă gândesc, bă, are în gură, acum i-am dat înțepătura, nu l-am luat, nici acum, nici acum. Dar la un moment dat mă sincronizez eu cu el. Acum când am venit aproape, o scot repede. Cum să iau eu, că muștele mele sunt deasupra? Crezi că luam eu? Nu, da, trebuie să-l las mai jos. Cum? Îl las 5 secunde să cadă în apă. Apreciez și tu așa, ca să ducă la vreo 2 metri 3. Dacă dau mai departe, într-adevăr, las mai jos. Uite, l-am lăsat destul. Și acolo îl las puțin, să încoboare puțin, așa că trebuie să intre la nivelul unde atacă bibanul. Ai înțeles?
Băieții mai dau pe fund, aia mai agas. Și ea mai des, dar mai și agas. Dar noi trebuie să coborâm așa ușor. Dacă vrem să nu avem risc în mare. Prea aproape, da? Și dă-i mai departe. Ai dat direct pe buturin. Dă-i mai departe. Da, te gândești că trebuie să dai înțepătura aia. Și strângi firul și dai înțepătura. Atât faci. Te gândești, bă, ăsta o are în gură, astăzi. Poți și cu vârful jos, dar nu aproape de mal. Când vii mai aproape, ridici vârful, să nu-ți intre în structură. Ai înțeles? Poți să mă duc să dăm și colo la... Nu ne cam chinuim aici, știi de ce? Pentru că noi nu o lăsăm jos și nu o să luăm pește. Hai încoace. Hai încoace cu mine să dăm într-un loc așa. Aaaa, păi dacă nu o lăsăm jos, nu luăm un biban, nu luăm, bă. Și ce mai faci, mă, tu, George? Ia uite, bă, biban la plută, bă, mă. Hai încoace, Andrei. Dar l-ai scăpat, ce ai făcut? Ne mutăm și noi, mă, pe aseară unde trecea, în stânga sau în dreapta? Noi aseară am dat încoa în stânga, n-aveam treabă cu... Cine a dat cineva la scară? Păi știi să dai la muscă? Păi mă, știi pe aia ce zice? Andrei, pe aici te bași, bă. Începător. Mănâncă jos. Păi nu-i de drână numai pe sus, ca la obles. Ce să iei biban? Dar aici nu prea m-a găsat. Facem spor și noi. Hai că ți-i aduc acolo. I-a duc cu muștri, vine, nu ia muscă și ia râma. Da? Hai că dăm încolo. Păi tocmai de-aia am zis să-ți luăm bibanii de aici, să nu te deranjeze caras. Aici au lăsat pe fund? Aici da. Nu, avem noi locul nostru, dar nu trebuie. Ce zici tu, că e cu iarbă? Păi acum ce să mai facem? Că asta e terenul, n-avem ce să facem. Păi iarbă, fără iarbă. Căutăm bancul și noi. Ați dat în dreapta? Da, da, da. Bă, dar stai grase. Ei? Îți ia pe ăsta de... Mie m-am mișcat-o. Le fac la rând. Aaaa? Păstră? Păstră vola de la Dunăre? Aaaa! Da! Știi eu, cred că mă rog. În seara asta pun 30 de filme, intră. Acum se vezi, bele. Eu așa am zis. E, cineva trebuie să mă urmăresc, că se văd acolo vizualizările. La broșteni? La petre. Aaa. Am înțeles. O, mai bată doamnă acolo. Acum dacă s-a dat drumul pe la astea. Vreau, mă sună ăsta că a făcut el treabă la zi.
Părâul la Clen. Păi și eu am făcut, mă, zic, la părâul la Clen. Tot pe terul, mă, ce. Mare brânză, că Cleanul mănâncă bine. Cleanul mănâncă bine. Am pe Cristi, în răi e rău, știi ce zice? Mă sună, bă, mănâncă, mănâncă. Mă sună jumătate, bă, mănâncă, mănâncă. Când eu nu mai mănâncă, îi s-a sălturat, mă, și eu. Peștele trei, căutat, mă. Dai într-un loc. Mă dai de bani. Mă dai de banc, de. S-a oprit ploaia, mai mult. Știi unde i-aș da eu? Nu vrea că să mergi. Am fost aseară pe la pădure să juca peștele. De ce nu te duci acolo? Ăștia au zis că tot e, că e caras, auzi. Acolo, la colț, lângă debarcadere, sus al ce e acolo. Eu mă gândeam, bă, o fi Biban, știi că și Biban nu joacă. Vara. Dar n-aveam cum, că n-aveam plumb greu să arunc la ei. N-aveam plumb greu să arunc la ei. Ce-a făcut, mă? S-a apropiat struna asta. E timp în diseară. Până diseară tot să-i dăm la muscă. Da, o șmecherie. A tras colo la curb. Nu, no, pot să mai dai pe acolo. Mă urcă să încerc. Auzi? A tras la curbă. Bă. Bibanul mare, a tras la curbă. Am fost noi aseară, da, și-a luat căsă. Da. Am mai fost și mai încolo, când m-am dus eu, am vrut să ajung la gura canalului și era unul cu nevasta și cu ăsta și se zice că caștalii l-au luat. Și am dat și-o și mi-a intrat la muscă. Mi-a intrat la muscă, aseară a luat Iulică, muscă mică, țigă, 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 și după aia a luat el, deci mi-a intrat și mie unul. S-a făcut noapte. Mai plimbăm după ea. Bă, dar lua, vrei să luați toți bibanii de aici, bă. Hai că dai două ore să-i prins un pește. N-am noroc. Dimineața am avut o leacă de noroc, acum mai am. Poftim? Bă, dar lua niște mrene frumoase la părâu. Virgil. Ia uite, bă, vine iar, bă. Virgil. Virgil, ăla niște mrene.
Hai, dă-mă o mână să ia. Ce zice românul ăsta? Vine iarba în coabă, nu mai poate vânt. Toni, îi lua pe-ntre iarba asta. Big bani. Andrei, mai cauzi, mă? Asta la 3 pe fund. Marea cu deci. Încercăm și noi marea cu deget. Vezi că e ierbă. Ia-i pune. Agață ierbă de asta. Nu se prinde? Sau ce ai zis? Deocamdată nu se prinde, nu? Baza elburilor. Și care aici?
Să plimbă pântre ierburile alea, n-am cum să dau. E greu de dacă să plimbă pântre. Bă, George, dar o ia și pe taluz, mă. Asta l-am dat pe taluz. Agață-mi buza asta, mă, ce. Și eu am rupt două dimineață, ieri, mă. Da, cred că ia mașina și mă pe taluz. Asta l-am dat pe taluz, mă. Uite, mă, acolo la curbă, ce. Am niște caștalii. Bă, vezi că mă agăți. Andrei, ia. Mai luat-i. Dă-te mai încoa, Andrei. Andrei, dă-te. Să-l tragi peste el. Ce vorbe? Păi e buza lui, eu le-am rupt tot. Stai așa, mă, Andrei, băi, Andrei, băi, 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 băiat. Gata, gata. Păi ce gata, că dacă... Gata, stai. Scoate tu, Andrei. Aaaa, ce la mine merge, la tine merge? Nu se mai meargă la niciunul. A venit iarba, uite ăștia. A venit iarba, n-avem să mai dea. Să mă, că facem noi o șmecherie ăștia. Dar n-avem să mai dea. Nu o șmecherie să mă rea. Insistă, mă, trebuie să scăpai mâna, mă, da. Mai insistă, mă, așa, puțin să mergi. Aproape a gras. E pe plaurele ăla. Da, lângă el, da. N-ai un să mai dă, uite, a venit el. N-avem un să mai dă. Pe partea cealaltă nu merge? A, da, n-am prins. Cred că mergem la... Uite, aici s-a mai liberat. Mai liberat, hai. Nu merge.
Nu merge, am dat și iese deasupra. A dat de bancă, ai. Du-te rapid, mă știu. A, păi și aseară s-a luat, mă, pe acolo. Aici nu mai trăgea și trăgea acolo. Nu, la barcă acolo. A trebuit să te duci pe partea aia, Andrei, pe la băieții, de la barcă mai încolo. La barca vreo 20 de metri, 30 de metri. Până în barca, nu? Da. Aseară acolo, mă. La un măie mare. Și lași pe fund acolo. Și eu ce fac. Că acolo ai bățul dur, nu ai treabă. Ai fir textil. Ce ploaie, mă? Să nu calci pe lemnul ăla. Ala da, la scară. Păi dacă nu prind nimic, măcar mă ușor pe tine. Da. La plută de aia cu lisantă.
Hai? Nu. Nu, vorbeam cu el că dacă avea peștișor la plută cu lisa. Că de băiatul ăla s-a dus la pădure, nu? Eu trăgeam, el trăgea. Eu trăgeam, el trăgea. Mare atenție, mare atenție. Scara, lăsați scara. Uite mă, Andrei, cum se prind bani. Problema e că trebuie să insisti. Să dai ca lumea de mână. Că nu știi când vine bancul. Când zici că nu-ți mai trage, atunci trage. Zici că nu-ți mai trage atunci, stai. Când zici, hai bă, să mă duc și eu. Că nu mai trage aici. A, e crapă. Și ieri a sărit aici, dar... Tot pe seara așa au sărit. Crap, dă-i la muscă. La crap. La muscă, la crap. Da. Păi vin mulți, nu e mai... Joacă, joacă. Hai cu sârgă așa, slăbești, dai-te pătura. Una, două, trei, patru, cinci. Nu scurte și dese, parcă mănâncă capra frunze din pom. Ca să ia locul girafei. Auzi, nu așa, zic, 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 zic. Asta nu faci nimic. Zic, 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 zic. Dai tare. Poc, cum dai tu în țepătură? Poc, tare să sară în sus, bibana. Așa? Păi da, în țepătură, da. Cum i-ai dat un pumn în gură, așa de atât, zic, 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 ca bute. Ăla e, mă. Păi vezi, bă, Andrei, el dădea ca bute, hâț, decât împingea așa. Păi dă-i, bă, ca doroftei, când i-a dat un pumn să sară ăla pe sus, pe... Ai văzut? Tu faci de la modernul, așa, zic, făcea țică, 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 nu, mă, că ți-o scuipă. Dă-i ca la mine, cu zvâc, așa, bam. Păi și alăie am eu oftică, că de-abia sunt la început să le dau în barbă. Că așa le deam și eu la șalăie de la ăla trebuie să dai și mai tare. Să intre cârligul de 15-0. Uite, ții întins și dai, pac, 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 înțeleg? Ca lumea de toată trebuie să la început că vine să se ia. Așa, bă, fără frică de necolo, că nu-mi face, nu se întâmplă nimic. El oricum le atacă și le scuip. Le vânează. Tu când faci tragolea, e zici ca peștișorul, să apucă repede în gură, știi? Și a doua pachie înțepată. Dar nici prea rapid ca să ieși cu musca deasupra. Să o lași mai jos, să le... Da. Nici la suprafață, nici pe fundul. Nici la suprafață, dar nici pe fundul. Mai îl cauți. O fi fugit bancul.
Mai îl cauți, mai bagi o râmă, uite șeful de la râmă, uite l-a omorât. Dă maci la greu, ce să... Cum ful la grămadă. Ia uite ce băia băieții la plută. Ia du-te, mă, Andrei, tu pe acolo, că de tine e acolo. Ia uite-o. Păi, băieții au fost și aseară, mă. De-aia n-am dus noi și pe partea aia că trebuie. Uite pe partea aia, Andrei. Ca ce și așa se îngustează, val. Aia sunt mulți. Bă, uite, mă, pe aici. Păi, mă duc eu și eu să... Ce să fie mulți, mă? În 4 inși. Taluz are 150 de metri. Păi până în ei. Și acolo stau bancul, acolo lași pe fund. Hai să-ți arăt eu. Că tu n-ai curaj să te duci. Nu te mănâncă bibane ăștia. Vulpii le-i da, dar bibane. Vulpea te mai înțapă, te mai... Ai zis vulpile când treci pe calea cu mașina și ies două vulpi să-ți uite drum? Culea, că nu urci pe drum, să te duci în sat. La jumate ies două vulpi, uite așa să uite. Pui de. Păi ce stă, bă, vulpea? Uite, bă, vulpe acum. Da, bă, vulperea aia. Dar era, pui de aia, să zic. Intra, ieșea și să vadă care e terenul. Dacă mai e vreun pui așa rătăcit pe acolo. Uite, bă, dăm pe lângă băieții. La barcă, e destul loc. Hai la barcă. Hai la barcă să ne distrăm. Să trăiți? Și dumneavoastră. A început recitalul? Când vrea el. Da, așa e, să știi. Am vrut într-o seară, am venit 3 zile la rând și n-am văzut pișcături. Păi, dar noi aseară am luat la curbă la Taluz. Deci, am prins vineri seara. La Taluz. La 9. Seara. Vreo 10 bucățele găști. Pe lume. Așa. Am venit sâmbătă de dimineață, am venit sâmbătă seara. Ii. Deci n-am văzut nici atâta unul. Păi se mută, nu știu. Așa. Dimineața luăm în câțiva, după aia mai greu. Seara ne ducem repede pe Taluz, mai dăm și pe acolo. Alergă. Alergă, dar uite că nu-l vezi. Era un banc al meu sub pădure, dar nu mi-am dat seama ce. S-ar putea să fost biban. Păi zicea unii că a luat la 300 sub pădure, uite acolo. Nu, cu o barcă, cu sonar, cu chestii. Da? Cunoașteți că este sonar, și sonarul avea nou și motorul electric la baterie. Aha. A stat o oră jumate aici până s-a instalat toate scule. La Șalău? S-a dus în gropane astea. Știți când barajul era gol, erau și sunt niște gropane acolo. Da. Și cu sonarul, vă dați seama. Cu sonarul tu ești de repede. Frumos, oxigenați. Nu știu ce-o făcut, că am plecat. Ia pește la structură, că e Șalău, s-a mulțit Șalău. Da. Am fost și eu elev cu un profesor care știa la twistere de 30 de ani și am dat tot cu sonar, am fost după praguri, nu așa. Eu începător am luat unul de 800, unul de 1 kg jumate și unul de 4 kg, de 200. N-am dat în viața mea, nici știam să joc twistere, mi-a arătat ăla. El a luat vreo 30 de la 1 kg la 3 kg. Păi te duci la pracă, dacă nu te duci, nu iei. Da. Nu stă. Te duci la Șalău și la alți pești. Șalău, somn obligatoriu, să vedeau. Pește mare, să vede. Da. Și aia e regula de bază. Păi de-aia au scos și sonarele, să știi. Da. N-are cum să vadă tot subțirul. Vezi adâncimea. Are 4, cade în 6, din 6 în... 8. Și dai pe în zona aia, pe pragul. Trebuie să fie pește acolo. Cel puțin somnul mi l-a arătat, băiatul. Uite, îl vezi pe ăsta galben. Da, era ca un băț de chibrit. Și l-a prins cu twisterul, l-a jucat în fața lui, pac, i-a dat.
A atacat somnul twisterului. E-mail a luat. Și mi l-a arătat înainte pe sunar, înainte să dea lansarea. Și uite, arăta ca un băs de chibi galben. Zice, bă, l-am văzut. Ia mă să vedem. Era curios că dacă el avea experiență. Și când a început, am încercat eu alte șmecherii, nu se băga așa luat deloc, el știa. Pe gume, dacă îi dai, dai gume. Acum când am venit aici, a fugit bancul în partea altă. Ce fac extraterestri ăștia cu noi, bă? Stau odată și mă gândesc, dar îi lasă în pace așa, știi, bă, extraterestri ăștia. Nu mă consum deloc, poate să-i alerge să nu tragă toată ziua cât e de lung. Am pe fratele lângă barcă tot așa, are același principiu. E frate? Trage, nu trage, pescar ne numim. Oricum de slăbit am slăbit, dar să-mi ies blacoa. De slăbit nu mă vait. Hai să stau și jos. Uite bă, Andrei, să mai pescuiește și de jos, mă, după talus. Deci la început, tu ai terminat clasa 10-a. Ai terminat după 10 anul ăsta, nu? Da. Gata, la revedere. Mai o leacă și tensori. La cât ani vrei tensori? 30. La 30 ceva trebuie tensori? Eu m-am înstărat la 22. 30, îți dai seama, ai mașină, ai avion, ai 5 milioane de euro în cont. Nu, e bună la funcționă. Până la 30 de ani vrei să treci viața, nu? Așa e bine. A, da, domnul de frigare, a, da. Mulțumim, domnul. Bă, e cam de vreme, mă, ia să mă duc eu pe barajul ăla. Unde? Acolo, la... Că azi n-am luat deloc acolo. Dai sus acolo? Aha. Dai sus acolo? Am luat acolo cu de două dată. Ia, uite acolo? Că... Acolo? Da. Acolo 50 de kg, dacă tu nu știu. Un sac luam acolo, pe de sus? De sus? De sus, pe curent. Și de ce nu dai acolo?